Iată cam povestea a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat slavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine hai malat decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Vrem libertate, nu comunism și nici schimbări de formă, și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate, democrații originale și nici minciuni sfântate. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Ne-ați întrebat ce vrem aici, dar știe toată țara, noi susținem punctul 8 de la Timișoara. A căzut 4-7-3 ce ținea TVR, legat în lanțurile ei, dar tot degeaba e. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Alegeri fără comuniști, fără nomenclatură, și nu vă temeți de golan fără coloratură. Din cei care au murit aici, ne-am reîntors năluci, să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.